Bună seara, doamnelor și domnilor! În această seară luăm startul într-un nou sezon al emisiunii Vorba lui Tașcă. Sigur, am făcut o pauză oarecum lungă, însă sper că în acest sezon vom duce lucrurile până la capăt. Nu depinde numai de mine, evident, depinde de multe alte lucruri, dar eu sunt mai determinat ca niciodată să țin această emisiune cât voi putea, cât mor ține balamalele. O să vedem ce se va întâmpla. Pentru prima emisiune am invitat în fața noastră un om care în această săptămână, un om politic, evident, în această săptămână a fost cumva răsfățatul presei din județul Hunedoara, pentru că, așa cum știm, există județul cu două județe, Valea Jiului și zona Devei. Un om care a făcut apariții numeroase în această săptămână în presă, în special în zona Devei, dar și în Valea Jiului. Și cred că dacă a făcut aceste apariții, are ceva de spus. De aceea l-am adus în fața dumneavoastră în această seară. Bună seara, Tiberiu Balint, vicepreședinte al Consiliului Județean. Bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Domnule Balint, nu pierdem mult timp cu introducerile. Tocmai ați fost reales, să spun, președinte al PNL Deva. Ce înseamnă o astfel de funcție și după aceea o să trecem pe parierul celălalt al Consiliului Județean, după care, pe sfârșit, evident, nu putem rata momentul să nu vorbim și puțină politică. Da. Înseamnă pentru mine o onoare, în primul rând. Știu eu, investirea cu încrederea colegilor mei mă obligă la multe și înseamnă, pe de cealaltă parte, și o responsabilitate destul de mare, pentru că PNL Deva a fost, este și eu sper că va fi cea mai puternică organizație liberală din județ și nu numai, și asta înseamnă că și responsabilitatea trebuie să fie pe măsură, pentru că nici nu concep ca sub mandatul meu PNL Deva să scadă, ca să zic așa, în influența pe care o are în județul Hunedoara în cadrul PNL-ului. Ca o analiză așa pe scurt, că tot am văzut o analiză despre PNL zilele acestea, fieful liberal de la Deva îi trăiește într-un paradox, să spun așa. Deși este, cum am spus, un loc în care liberalii au fost mulți ani la putere, să spunem așa, în acest moment este condus de un conservator. Da, numai că acest conservator a fost ales pe listele USL din partea ACD, care ACD înseamnă Alianța de Centru-Dreapta, PNL-PC. Și cred că e mai mult PNL decât PC. Până una alta e la PC, știți cum așa, e? Așa. Oricum am văzut da, că dacă își face treaba bine, asta contează mai puțin. Cu siguranță e corect și cetățenii din Deva vor aprecia acest lucru. Însă am văzut în presa din această săptămână că deja îl considerați cumva colegul dumneastră. Păi cu arme și bagaje, să spun. Păi altfel nu susțineam cu atâta ardoare. S-a dovedit și un candidat bun. Îl cunosc personal pe Petru Mărginean de mai multă vreme. La primul meu mandat ca și consilier județean l-am ales vicepreședinte cu domnul președinte Moloț în frunte. Asta înseamnă că din 2004 am investit destul de multă încredere politică în el și așteptările noastre n-au fost niciodată trădate. Cu siguranță, așa și eu, din ce înțeleg din relatările colegilor de presă. Vreau să vă mai spun ceva, dacă nu era candidatul PC-ului, era al PNL-ului la Deva. Am înțeles. Oricum am zis că în 2016 va candida din partea PNL-ului. Nu știu, deci acum e opțiunea dânsului. Lucrurile sunt oarecum reglementate. Până în acel moment, deocamdată, este sprijinit în principal de grupul liberal din Consiliul Local Deva. Nu există și un grup conservator? Există. Format dintr-un consilier. Am înțeles. Da, și până la urmă s-a dovedit că domnul Mărginean are o experiență politică vastă și că, din ce înțeleg de la colegii din presa deveană, face și treabă. Păi sperăm să facă, pentru că de aia ne-am investit destul de multe speranțe așa în el. Știți că așteptările înalte pot duce și la dezamăgiri? Pot, dar dacă o iei cu pași mărunți și îți vezi de treabă și îți urmărești programul politic, programul cu care ai câștigat alegerile, e destul de
greu să produci dezamăgiri. Trebuie doar să nu uiți ceea ce ai promis în campanie și să le iei pe bucățele așa, cu ușor, dar să le duci la îndeplinire. Înainte să schimbăm palierul, episodul Mircea Muntean a fost uitat, a fost trecut la fericire. E greu să fie uitat. Mircea Muntean a avut 4 mandate de primar la Deva, toate 4 din partea Partidului Național Liberal, ca și candidat din partea PNL-ului. Din 2002 până în 2010 a fost președinte al Partidului pe județ, adică 8 ani, ceea ce nu se poate uita. Mai mult, în afară de lucrurile blamabile pe care le-a făcut în Deva, rezultatele activității liberalilor se văd. Pentru că Deva a fost condusă de un primar liberal și de o majoritate în Consiliul Local Liberal atâția ani și cred că n-am dezamăgit cetățenii, dovadă că și cu plecarea lui Mircea Muntean liberale au rămas în pe un loc fruntaș în opțiunile cetățenilor din Deva și nu numai, și din jurul Devei. Haideți să schimbăm palierul, să trecem la Consiliul Județean. Și mai ales că suntem în Valea Jiului și mai puțină, cred că e mai puțină preocupare pentru Deva, decât ce poate să aducă Deva către Valea Jiului, ceea ce sigur e important. Între Valea Jiului și Deva. Eu sper să dispară rivalitatea asta sau, dacă va mai fi, să fie invers, cei din Deva să devină un pic invidioși pentru ce asta încercăm să facem. Asta rămâne să discutăm în această seară, să vedem dacă îi convingem pe telespectatori. Aș începe cu această problemă atât de mediatizată de la tragedia care s-a produs la București, a câinilor fără stăpân. Ați creat acest serviciu al județean, care este acum un an și vreo două luni împânzit deja peste tot, să spunem așa. Și vreau să vă întreb din start, funcționează bine acest serviciu? Sunteți mulțumit de încă merge? Încă nu, dar e într-o aproximativ în grafic, deci nu funcționează bine în sensul de a se vedea rezultatele așa cum le așteaptă cetățenii. Cum le așteptăm noi, e cam în grafic, poate puțin în urmă din cauza faptului că autoritățile publice locale cu care Consiliul Județean e asociat în această asociație, pentru că nu e doar Consiliul Județean singur, sunt și celelalte primării din județ, o mare parte dintre ele, n-au reacționat atât de rapid cum am fi crezut noi. Adică adăposturile de câini n-au fost predate chiar atât de repede, deși funcționează de un an și vreo două luni. De exemplu, terenul de la Urican, dacă nu mă înșel, a fost cam acum 3 luni, 4 luni predat. Au fost mici probleme legate de proprietatea lui, s-au mutat, dar nu a fost chiar când trebuie. Am mai avut în județ la Deva, abia acum o lună de zile am preluat adăpostul de la Deva datorită faptului că exista un contract cu un operator privat care se ocupa de serviciul de ecarisă. Nu s-a așteptat expirarea contractului, termenului contractului. Și atunci lucrurile n-au mers chiar atât de repede. Însă, noi n-am promis niciodată că a doua zi de când facem acest serviciu se va întâmpla o minune și vor dispărea câinii de pe stradă. Întotdeauna am spus că e o problemă pe care niciodată nu o să reușim să o rezolvăm de urgență. Pentru că nu exista o rezolvare, nici astăzi nu există chiar de urgență, chit că apare legea eutanasierii și atunci lucrurile s-ar putea să se schimbe. Dar nu se rezolvă peste noapte. De ce? Cea mai mare parte din câinii care apar pe stradă nu vin din alte județe sau din alte orașe, cum greșit s-a crezut. Ei migrează singuri, sigur, dar nu că sunt duși. Dar ei apar din gospodăriile populației, unde o cățea, într-un an și ceva, trimite pe stradă cam 8 căței, iar cei care vin din gospodării sunt și bine crescuți, hrăniți bine și au șanse foarte mari să supraviețuiască pe stradă. În 2-3 ani de zile, o gospodărie îți poate produce vreo 40-50 de câini pe stradă. Da, poate a trebuit cumva să ajunge și acolo. Acolo, nu. Ăsta este principalul obiectiv al acestui serviciu, ca prin gestionarea la nivel județean a acestei probleme, macro, da, să ajungem la gospodăriile populației și acolo să sterilizăm câinii care nu au valoare chinologică. Acum, în mare parte, hotărârile de Consiliu care au fost necesare s-au dat. Mai urmează să dăm și hotărârile de Consiliu în care să stabilim ce trebuie să facă populația, care sunt pre
problemele, ca să zic așa, pentru că sterilizezi câinele din gospodărie, care sunt repercursiune dacă nu faci lucrul ăsta, ca să ajungem și acolo. Vor fi cipați, se pune cip pentru fiecare câine din gospodărie, ca să putem să-i urmărim și atunci, într-adevăr, vom avea sub control sursa problemei. Pentru că altfel, sigur că mergem astăzi pe stradă, luăm 10 câini, mâine vedem acolo încă 10, poimine încă 10 și spunem, domne, ăștia nu fac nimic, uite, nu se vede pe stradă, sunt mai mulți. Nu o să rezolvăm niciodată problema dacă nu plecăm de acolo de unde provine. Ia. Ori, ca să facem acest lucru, nu putem să ne propunem că în 2 sau în 3 luni de zile am rezolvat. Sigur că a apărut legea cu eutanasierea. Eu nu sunt un mare fan al eutanasierii, așa cum... Da, cu totul, tot ce intră înăuntru, tot trebuie eutanasiat. Cred că adopția va fi una dintre soluții. Hai, eutanasierea pentru cei bolnavi, pentru cei agresivi, așa cum era și înainte era legea veche. Da, dar acolo era, existau pedepse foarte mari dacă te prindea și discuția că e bolnav sau nu e bolnav sau e agresiv sau nu e agresiv nu era bine conturată în lege și risca medicul veterinar să-și piardă dreptul de practică dacă venea unul și făcea o plângere, iar asociațiile de protecție a animalelor făceau plângere pe bandă pentru absolut orice. Erau contestatari de profesie. Da. Însă cu amendamentul să nu se întâmple cum s-a întâmplat la București, că tot vorbeam mai devreme, când s-a dovedit că unul dintre câinii care au omorât... Nu știu dacă s-a dovedit, o să arate ăștia, că eu am tot urmărit, dar sunt discutabile. Înțeleg că s-a cam dovedit. Sancțiunile pentru adopție sunt și trebuie să fie drastice. Adică cel care adoptă și după aceea îi dă drumul pe stradă trebuie să aibă ceva de plată în cazul în care nu respectă obligația asta, pentru că altfel îi adoptăm pe bandă și le dăm drumul înapoi. Eu cred că în astfel de tragedii cum a fost cea de la București, răspunderea trebuie să fie chiar penală. Așa ar trebui. Lăsați-mă să vă citesc o declarație. Vă rog. Nu am putut să beneficiem de acest serviciu. Nu știu care este motivul. Ba într-o zi nu au șofer. Ba nu au de servent, nu știu. A declarat primarul orașului Aninoasa, domnul Nicolae Dunca. Dragul de primar, da. Păi, nu știu, cam cum ar dori să beneficieze de acest serviciu? Nu știu, asta comentați. Păi nu, da. Aninoasa cum e? S-a prinsă în serviciul ăsta județean? Va fi... Sau n-a avut nici măcar adăpost? Nu, bineînțeles că n-au avut, nu a existat acest serviciu și a devenit așa un fel de spălare pe mâini a primărilor de când există acest serviciu, să spună, doamne, noi nu mai avem nimic de a face, zice, să vină ăia mâine, dar l-am predat la Consiliul Județean. Ei sunt parte în acest serviciu, în conducerea și în acționariatul sau asociații în acest serviciu. Nu înțeleg că dau vina tot pe ei, așteaptă să le vină cineva, sigur că vine, dar în măsura posibilităților vine și ia câinii de pe stradă. Ok, ce se întâmplă cu ei? Nu mai interesează. Haideți să vă spun, trebuie să fie duși într-un adăpost. Acolo nu poți fi duși mai mulți decât capacitatea acelui adăpost. Și atunci, de-aia nu vine pe stradă. În momentul în care adăpostul e plin, nu poate veni să-l ia, pentru că nu mai are unde-l duce, să-l lase în dubă sau și acolo. E o capacitate limitată. Nu, sigur, și nu poți. La Hurican e în construcție adăpostul așa cum a fost proiectat inițial și cum terenul are 2 parcele, acum demarăm proiectarea și pentru a lărgi adăpostul pe cea de-a 2-a parcelă. Din păcate, la Petroșan spațiul nu ne permite să îl extindem. Dar, pe măsură ce ei iasă din adăpost, îi luăm pe toți și aducem acolo. Pe următorii. Pe următorii. În același timp se procedează la sterilizarea lor. Sigur că lumea zice, dom'le, nu vreau să vă spun că am avut un caz în Deva cu o cățea care era cu crotal, sterilizată cu vreo 6 pui după ea. Da. Păi, m-a întrebat cineva odată dacă nu cumva aceste sterilizări se întâmplă doar pe caiet, așa? Nu se întâmplă pe caiet, însă se mai întâmplă să le scape și medicilor, mai ales când e presiune atât de mare și merg pe bandă cu sterilizările. Uite că mai ies cazuri din ăștia, sper să nu fie multe. Însă, eu am convingerea că în maxim 2 ani de zile problema se va rezolva și rezolvarea în ceea ce îl privește pe cetățean și dorința lui este să nu mai vadă pe stradă, să nu mai fie copilul în pericol de a fi mușcat, bătrâna, orice om care umblă pe stradă, în preajma școlilor. În rest, nu cred că e o mare efervescență, așa, haide să-i omorâm, că n-am văzut oameni cu topoare pe stradă să dea în cap la câine. Nu, oamenii își doresc ca aceștia să nu mai fie pe stradă. Pe de cealaltă parte,
N-am să fiu niciodată adeptul ai duce și ai ține cu 9 lei pe zi un câine în Când un om nu are 9 lei pe zi. Și atunci, vom ține în adăposturi atâția cât putem să, sau la cât putem să le asigurăm hrana din ceea ce rămâne de la supermarketuri, de la diverse cantine, de unde putem să luăm gratis hrana. Există atâția. Și un buget de hrană la serviciul județean? După părerea dumneavoastră, acum există, dar el e redus la maxim. Ar trebui să-l facem mare? Să zicem, uite, avem nu și știu, ținem. Nu vă întreb, ca și cetățean acum. Ce părere aveți? Dacă zicem, uite, ținem 10.000 de câini în adăposturi, nu? Punem 9 lei pe zi, 900 de milioane în bani vechi pe zi. Da. Nu? Sigur că nu e o soluție. Aș fi de acord? Nu. Deci cred, nu. Cred că nici nu e o soluție, nu e. Pentru că nu e. Noi nu suntem, încă prea săraci ca așa să e. Ne permitem. Așa e. De... Și atunci, o să încercăm să facem o chestie de compromis. Un compromis până la urmă. Cât putem, câtă mâncare putem primi? Din cea care e în curs de expirare de la supermarket sau cea care rămâne de la cantine. Cum sunt aici cantinele minerilor, sunt și la Deva, la Mintia, diverse cantine, ce rămâne de acolo, în limita a câtă mâncare avem în așa fel încât să nu cheltuim sume importante pentru mâncare, atâția câini vom ține și în adăposturi, câți nu mai putem ține, vom steriliza, câți nu... O să ajungă probabil și un procent care vor fi eutanasiați. Da. Care acest procent nu facem... va fi foarte mare. Eu sper că nu. Nu ne facem o țintă din ai omorât dacă putem cu alte metode să rezolvăm problema. Dacă nu, asta e sigur, acum, soluția. Că spune și domnul primar Dunca aici în declarația pe care a dat-o, iubim animalele, mare parte dintre noi. Da. Dar mai pe sus de animale e totuși omul. Adică, așa este. Până la urmă, în această balanță, omul ar trebui să încline mai mult. Sigur că nu totdeauna se întâmplă așa, sau nu s-a întâmplat de multe ori așa. Dar lucrurile, dacă asta în fericire, e... Fericire nu-l pot acuza pe domnul Dunca că situația de astăzi din Aninoasa îi aparține, pentru că înainte a fost un alt primar. Însă, când discutăm despre primăria Aninoasă, vreau să spun că această situație de astăzi este ca urmare a grijii pe care primăria a avut-o de câinii comunitari timp de 22 de ani, adică până anul trecut, când însu a preluat mandatul. Nu e ceva ce a făcut serviciul de animale fără stăpân, acum de un an de când s-a înființat. Domnul Dunca e săracul cu spatele la zid. Vin oamenii și întreabă. Și atunci soluția este să dea vina pe altul, că dacă așa e soluția, am și eu câțiva de la serviciul ăsta pe care să dau vina la ce nu merge bine. Numai că rezolvarea acestei probleme a ținut până acum de asumarea responsabilității și nu și-a asumat-o nimeni. Faptul că de acum, Consiliul Județean, de acum un an, și-a asumat această responsabilitate, am asumat-o cu bune și cu rele, și cu ce e rău, și cu criticile care ni se aduc, și cu beneficiile dacă vom reuși să o ducem la bun sfârșit și să rezolvăm situația. Termenul de rezolvare, la fel ca și multe, multe dintre alte probleme, nu e peste noapte, cum se speră și cum poate că ne-ar fi plăcut și nouă. E un termen pe perioadă medie. Am știut când ne-am asumat sarcina asta și vom discuta despre rezultate la sfârșit. Că pe parcurs așa e frumos să tot luăm etape și să spunem nici acu nu e rezolvată. Însă din săptămână în săptămână oricum nu se... Bun, da, din timp în timp sigur că vă vom mai întreba de... Nu, chiar n-am spus să nu ne întrebați. Eu v-am spus că pașii pe care îi facem sunt în mare măsură în momentul de față care nu se văd de către populație pe stradă. Însă sunt precursorii foarte serioși ai rezultatelor pe care le așteptăm. Și acum, dacă dăm X, ne asumăm și... Dacă dați X, va fi nasol. Da, așa e, că e preocupare mai mare decât drumurile sau altele. Așteptările și nu, și nu doar acum cu... nenorocirea asta de la București, e o preocupare. Eu cu preocupare, nu mai știți cum e, orice tragedie da, se numește amplifică, și... amplifică puțin da, sentimentele, însă ea rămâne această preocupare. Pe agenda noastră se află la locul fruntaș. Nu, rămâne a populației. În primul da, rând, și, da, păi, da, și atunci... Și de populație. Și atunci... Păi, bineînțeles că dacă e a populației, e și a noastră, că... Așa. Să știți că mai sunt și cazuri în care nu se întâmplă acest lucru, dar să sperăm că tot mai puține... Da. În următorii ani. Vreau să trecem la... Vorbeam și înainte de emisiune și, sigur, telespectatorul nu trebuie să ascunde telespectatorul acest lucru, despre un proiect despre care ați vorbit în mai multe rânduri și care cumva pare utopic.
E vorba de această, o linie de troleibuz care să unească Petrila de Uricani. Să lege nu. Petrila de Uricani. Sunteți pe aproape, dar nu e chiar așa. Era vorba de două linii, de aceea am și făcut două asocieri, una Petroșan-Petrila și una Petroșani până la... Cum există acum sistemul de maxitaxi, înțeleg. Da, pentru că sunt diferite. Nu pot să-l iau pe cel din Petrila și să meargă aceeași mașină până... Da, aici se face o buclă în Petroșan. Cel care din Petrila vrea să ajungă mai încolo va trebui să schimbe în Petroșani. Ca de obicei, toate le luăm pe etape. Primul a fost proiectul între Deva și Hunedoara. Care în ce stadiu se află? Cam 80% e finalizată partea de studiu de fezabilitate. Va fi mult mai ușor la cel între Petroșan și Lupen, care e început și acela. Avem ridicările topo, primările au colaborat bine cu noi. Proiectanții au fost pe teren, e cam, știu, cam 30% creionați. Așteaptă finalizarea cu soluțiile tehnice pe Deva Hunedoara, care vor fi implementate și aici, pentru că e aceeași chestie. Și atunci parcursul celui de Petroșan-Lupeni va fi mult mai scurt. Și spun Petroșan-Lupeni pentru că tot pe teren a apărut o problemă tehnică, și anume linia ferată de la ieșirea din Lupeni, care îngreunează foarte mult derularea proiectului până la Uricani. Dacă e nevoie de linie electrică. Nu, e nevoie de un pod ca să traverseze linia de cale ferată sau o subtraversare, adică un pasaj subteran. Da, da, da. Ceea ce înseamnă câteva foarte scumpe. Da, foarte scumpe. Și atunci, le-am spus proiectanților ca să mergem pe repede să, și să fie cât de cât fezabil, pentru că numărul de călători din Uricani este mai mic față de cel care ar fi Petroșan-Lupeni, să rămânem până la Lupeni în primă fază, urmând ca după ce avem finanțare pentru acest proiect, să mergem după aceea cu extinderea către Uricani. Cred că domnul către primar Uricani. Nu va fi prea încântat. Nu va fi, dar cred că va înțelege și nu am abandonat proiectul, însă trebuie să ne uităm și cu atenție. Cea între Deva și Hunedoara, care are 17 km, va costa în jur de 60 de milioane de euro. Asta înseamnă că la cea de aici o să mergem undeva la 80-90 de milioane. Dacă mai facem și pasarelă, adică pot, asta trecem și devine nerealist. Adică risc finanțarea întregului proiect pentru că am sărit și nu mai iasă calcule economic pentru că am sărit... Deci vedeți de ce spuneam că sumă. E oarecum utopic? Pentru că e o sumă ameritoare, așa. Este, dar asta înseamnă investițiile publice și asta înseamnă fondurile europene. Niciodată din bugetul nostru nu ne-am fi permis să facem asta. De deci asta insist. Nici din bugetul statului, cred că. Nici al statului, de asta vorbesc. Și atunci, eu de asta am insistat ca să prindem sesiunea de finanțare între 2014 și 2020. În 2014 să fim cam gata cu proiectele, să fim pe... Eu sper ca la începutul, în ianuarie 2014, noi și cu licitația pentru proiectare și execuție să fim gata, în așa fel încât să așteptăm linia de finanțare, să depunem cererea de finanțare și în cel mai scurt timp să-i dăm drumul. Și eu sunt foarte optimist în faptul că vom obține finanțarea. Acum, nici construcția acestei linii nu va fi gen albă ca zăpada sau harap alb care creștea într-un an cât alții în 10. Nu se face într-o lună. Pașii trebuie să se vadă. În acest mandat? Nu va fi terminat, cred, în nici acest mandat. Pe tronsoane, așa, pe, nu știu, până la vulcan, de exemplu. Dacă avem proiectul aprobat, finanțarea semnată, restul e o chestiune de timp. Adică avem certitudinea că se va face. Dar va fi foarte greu de implementat, trebuie trase niște cabluri pe dar sus. Numai cablurile trebuie trase pe stâlpi. Între Deva și Hunedoara sunt 1500 de stâlpi. Aici vor fi vreo 3000. Ca să pui, să plantezi stâlpii ăia pe un drum care uneori e îngust, unde vor fi diverse soluții tehnice, nu e chiar simplu. Nu e imposibil, nu e... Dar nu trebuie săpat, nu trebuie făcut drumuri din nou, nu trebuie... Pe mine ce mă interesează este nu să-l văd realizat în acest mandat, nu neapărat, pentru că îndeplinirea unei promisiuni este și dacă nu voi fi în mandatul viitor, dacă se va face, înseamnă că eu mi-am... îndeplinit promisiunea, dacă rămâne semnat contractul, dacă lucrările au început. Sigur. De contați la realizate. Nu. Poate nu. Dar înseamnă că mi-am îndeplinit promisiunea. În lei, suma asta e imensă. Înseamnă, dacă 80 de milioane de euro, înseamnă vreo 3200 de miliarde de lei
vechi. O lucrare de asemenea anvergură nu o se face într-un an de zile și nici nu e bine să o gați într-un an, că înseamnă că ai dat pe repede înainte. Va fi licitație probabil internațională? Da, va mai fi contestații? Vor mai fi probleme? Nu aia. Eu am spus, dacă avem contractul de finanțare semnat, ne ajută și merge, înseamnă că merge înainte. Important e să se facă până la urma urmei să existe aici o alternativă și o alternativă care să fie mai ieftină ca să fluidizeze piața muncii, pentru că ăsta e cel mai important lucru în piața muncii, care nu se simte prea bine, din nu păcate. Se simte. Așa... Dar acum, pe legea parcurilor industriale și autoritățile locale trebuie să se miște. În județul Hunedoara, și astăzi am fost la București exact pe discuții cu vreo 3 rânduri de consultanți. Pe viitorul buget al Uniunii Europene, polii de dezvoltare urbană vor fi care vor dezvolta proiecte regionale, unul dintre ele este și acesta, se încadrează la ceea ce vorbim, vor fi cei care vor absorbi fondurile. Deci, vrem să facem în județ cam 2 poli de dezvoltare. Un pol care să conțină Deva, Hunedoara, Simeria, Călanul, ceea ce înseamnă conurbația pe care o avem de mult în plan, și un altul, singurul altul care se pretează, e Valea Jiului. Aici încă discuția despre conurbație nu e foarte nu, nu, nici nu trebuie neapărat despre conurbație, dar despre polul acesta de dezvoltare urbană trebuie să apară și eu am convingerea și după cum am văzut și cât de rapid au reacționat primarii la propunerea mea pentru asociere în vederea acestei linii de troleibus, sunt convins că nici la ceea ce înseamnă crearea acestui pol prin asocierea primăriilor din Valea Jiului nu vor exista frâne sau prejuși sau discuții altele decât cele de natură care se ducă la dezvoltare. Discuții de diferențe politice sau așa, nu cred că, sau am convingerea că nu vor exista, pentru că va fi spre binele tuturor localităților de aici, în ceea ce privește accesarea unor proiecte care să dezvolte toate localitățile deodată, nu proiecte punctuale ale fiecăruia. Spuneam despre conurbație, sigur, discuția despre conurbație nu s-a făcut încă, tocmai pentru că ea presupune la Deva s-a făcut oarecare unificare. Stați să vă spun ce s-a întâmplat și la Deva. Am avut 4 primari de aceeași culoare politică, Deva, Hunedoara, Călan și Simeria. Asta a fost ușor. Și nu. Dar nu s-a făcut nici atunci unificarea localităților. După aceea am avut o experiență cu niște colegi din Franța și care ne-au spus, dom'le, și noi am încercat să facem un singur primar într-o conurbație de genul ăsta și n-am reușit. După care ne-am dat seama că nu e obligatoriu să avem un singur primar și că unirea localităților trebuie să înceapă de jos, de la serviciile de bază. Și vă dau un exemplu. Gazul e același în Deva, Hunedoara, gazul e același în Vale. EON-ul, da? Da. Curentul e același. Da? Apa e aceeași. Apa e aceeași. Dacă facem transportul comun, deja sunt pașii. E același. Da. Unul dintre pașii foarte importanți după aceea este unirea serviciilor de urbanism. În așa fel încât să nu vină o localitate cu piscine, să zic așa, dintr-o parte, sau cu vile turistice și cealaltă să vină cu zona industrială. Și iată că unind serviciile de bază, unirea începe de jos și nu trebuie la vârf, poți să rămână 6 primari și dincolo primarii deleagă o persoană care e în conducerea acestei conurbații și care sunt proiectele comune, se le discută departe de factorul politic și se aprobă așa, cu unanimitate și... Poate ideea cu un primar n-ar fi tocmai de aruncat, pentru că problemele seamănă foarte da, mult. Da, numai că dacă stăm după ea, da. Înseamnă că intrăm într-o zonă în care eu, în următorii vreo 10-15 ani, nu cred că o să avem succes. Mai degrabă, poate ar trebui o președinție rotativă, așa, acelei conurbații. În 6 luni se schimbe. În Franța o conduc consilierii pe baza unei numiri, pe un mandat limitat de câteva luni, nu știu, 4 sau 6 luni. Vorbeați de drumuri și de implicarea Consiliului Județean în realizarea de drumuri județene în Valea Jiului. Știu că la Pasul Vulcan... drumul de la Vulcanul la Vulcan, la Pasul Vulcan, au demarat lucrările. Când începe efectiv? Că acum înțeleg că vremea oricum nu vă lasă să lucrați foarte mult. Când lucrează, lucrează și când nu poate, nu lucrează. Că imediat vine zăpada. Controlul pe care îl putem avea asupra celui care execută este la termenul final. Da? Dacă nu e gata, îl penalizezi. Nu, dacă nu e gata, e bai mare. Dacă e bani, sunt bani europeni, cu siguranță. E bai mare și el are cauze penalizatoare drastice.
dacă nu face nimic pe parcurs ca și etape, e problema lui că nu-și încasează banii. El poate să ia bani pe măsură, bani, da, pe măsură ce de, pardon, ce decontează lucrări executate. Și atunci apare și o interesare din partea lui, însă noi nu avem un control să-i spunem lucrează acum sau lucrează mâine. Asta e... Pe drumul de spre Parâng, de exemplu, în ce stadiu se mai găsește? Că s-a tot vorbit, știu că la un moment dat s-a făcut o bucată de un kilometru, a rămas alte două bucăți nefăcute. Da, dar acum nu a fost plombat, nu e într-o stare extraordinar de rea în ce privește ca o plombare a lui. Nu mă refer ca și cum ar trebui să fie asfaltul. Sigur, dar știți că sunt voci care își doresc ca drumul acesta să fie făcut până sus în stațiune. Sus. Asta va mai dura ceva. Va mai dura pentru că nu ne permitem să-l facem din bugetul Consiliului Județean, ci doar accesând finanțare europeană. Straja? Straja și dealul Babi. Straja a fost pe programul pe care am vrut să luăm un credit. N-am putut să-l luăm, deși suntem primii pe listă la Ministerul Finanțelor, pentru că anul acesta nu s-a dat niciun aviz pentru ce înseamnă un aviz obligatoriu de la Ministerul Finanțelor, pentru că suma intră în gradul de datorare, care e limitat datoria al Consiliului. Publică. Da, noi aveam loc, însă la datoria publică a României nu se putea adăuga nimic din cauza negocierilor cu Fondul Monetar și uite că așa, din cauza fondului, am ajuns să fim asociați în, afectați în județul Hunedoara. Dar acum, astăzi, unul dintre cei la care am discutat este finanțarea printre alte obiective și a drumului de la Straja și a celui de la dealul Babi pe o componentă nerambursabilă de 50% și 50% credit de la tot banca, la bani europeni ajunge. Parte doar. Și cealaltă pe credit de la Banca Europeană de Investiții cu dobândă de 1,8%, ceea ce este mult sub ceea ce puteam obține de pe piață și un avantaj iară mare. Înainte pe credit trebuia să dăm toți banii înapoi, acum numai 50% dintre ei, ceea ce înseamnă un pas înainte. Sper că se va materializa. Și de ce? E mai nouă linia asta de finanțare, e o parte din sumele pe care România nu le-a cheltuit, se acordă pe un alt sistem, deci din proiectele care n-au fost introduse la finanțare în România pe diverse axe, s-a strâns un fond de 6 miliarde de euro, din care tot proiecte românești care n-au fost într-o parte pot fi finanțate, dar numai în proporție de 50%. Cumva să rămână banii tot la noi. Păi asta depinde de noi, prea mult. Depinde de noi și de cât de repede ne mișcăm, pentru că până la 1 decembrie trebuie să fim gata cu documentele. Până la urmă, cred că aici va fi cheia și a României și a județului Hunedoara, dacă e să mergem așa de la mare la mic, pentru că bugetul Consiliului Județean probabil că nu e atât de serios încât să-și permită. Nu ne ajunge în mod normal la câți kilometri de drum avem, 1480 de kilometri de drum județean, nu ne ajunge nici la întreținerea acestor kilometri de drum în condiții așa cum își dorește fiecare dintre cetățeni. Facem într-o parte, înseamnă că nu facem în cealaltă parte. Sper ca oamenii care lucrează la Consiliul Județean pentru atragerea astfel de investiții să fie foarte buni și foarte atenți. Sunt foarte buni, din păcate sunt puțini și tocmai din asta am luat decizia să lucrăm și cu consultanți. Pe fiecare proiect în parte luăm consultanți, noi plătim noi, ei sunt plătiți din costurile eligibile ale proiectului. Își fac singuri. Nu, și numai dacă se finanțează. Adică interesul nostru e mână în mână cu interesul lor. Vreau să-și câștige banii, riscă și ei alături de noi și probabil că întocmesc mai cu tragere de inimă proiectele, că altfel dacă le dai banii înainte sau dacă, indiferent dacă se finanțează proiectul sau nu, ei iau banii, atunci ți l-au făcut, ți l-au dat în mână și după aia zice, păi nu mai e treaba mea. Da, noi l-am scris. Noi l-am scris, a fost foarte bine, dar zice, ați greșit voi, nu știu pe unde. Da, aici mai apare o chestiune, să nu cumva angajații Consiliului Județean să se simtă frustrați când vor afla câți bani câștigă consultații din aceste proiecte, dar păi, aici o rezolvați noastră. Pe ei nu-i ajuta cu nimic, pentru că oricum ei ori iau consultații, ori lucrau, ei tot atâta câștigă, pentru banii, că salariile sunt limitate și, din păcate, nu suficient de motivante pentru fondurile cu care lucrează. Pentru documentele pe care își pun semnătura. Da, păi
cele două proiecte cu liniile de troleibus, de exemplu, și fac o rectificare, nu știu dacă n-am zis tramvai mai înainte, dar dacă am zis, să știți că nu e vorba de linie de troleibus, nu mai scap așa. Deși, deși bădere ar fi frumos. După aceea, nu, nu e frumos, nu e același lucru. Și ăștia însumează vreo 140-150 de milioane de euro și ei au salari de 1500 de lei liniar. E o problemă. Și nu avem posibilitatea nici să-i recompensăm cu ceva în caz de succes. Da. Asta e una dintre greșelile sistemului care poate că într-o zi cineva se va gândi să o remedieze, pentru că trebuie să-l motivezi pe cel care are performanță. Nu se știe deocamdată ce se va întâmpla. Ce ați făcut de i-ați impresionat pe voluntarii care au făcut curățenie la Straja, de celebra deja zi Let's Do It Romania, care se întâmplă în fiecare an. Am văzut în presă că s-au declarat deosebit de încântați din ce am citit. Mă flatează și ei acum. N-am făcut nimic deosebit. Am strâns gunoi. V-ați comportat ca un normal, ceea ce pentru unii apoi e ceva deosebit. Eu am pretenția că sunt un om normal. N-am fost niciodată așa desprins de... Mie îmi place mai mult așa cu oamenii, cu tineri. Am fost impresionat de ei. Ei sunt de lăudat pentru că... Deci v-ați impresionat reciproc, ca să zic așa. Poate la mine i-a impresionat funcția, nu altceva. Însă ei sunt de lăudat și lucru pe care l-am spus și acolo și lor, că speranța României sunt ei. Pentru că noi și cei mai în vârstă decât noi sunt generații viciate de pe vremea comunismului și am rămas cu anumite probleme, așa. Eu nu cred că suntem chiar pierduți, nici noi. În problema asta cu... Nu, dar mai avem. În problema asta cu curățenia, cu astea, noi sau unii dintre noi, nu știu, mai mult sau mai puțin, n-aș vrea să generalizez, noi nu aruncăm gunoiul pe jos pentru că ne vede altcineva. Și când nu ne vede, l-aruncăm. Nu așa. Generațiile acestea care fac curățenie și văd cum e să faci curățenie, ei nu-l aruncă pentru că nu trebuie să-l arunci pe jos. Și e o diferență mare. Și ei mai sunt viitorul dintr-un alt punct de vedere. Asocierea și societatea civilă, ONG-urile, la noi n-au existat sau au fost foarte blamate încă de pe vremuri pentru că erau asociate cu voluntariatul în felul în care îl vedeau comuniștii. Și adică, da. Munca voluntară, munca voluntară făcută de comuniști era obligatorie. Pe când munca voluntară și cea care vine din societatea civilă vine de la sine. Omul vrea să facă ceva pentru societate și atunci merge și își găsește un loc unde să facă ceva, nu te obligă. La noi a fost obligat și de asta o blamăm. Ei, odată cu acești tineri reapare voluntariatul și munca în folosul comunității, nu că te-au obligat alții, ci pentru că vrei să faci ceva pentru societate. Și pentru că ești agasat de aceste gunoaie care sunt pentru tine. Nu numai la gunoaie sunt care fac voluntariat. Știu, în centrele de îngrijire a bătrânilor. Sunt care doresc să facă voluntariat în spitale, la centrele de îngrijire a copiilor. Și sunt de lăudat. Și ei sunt până la urmă cei care o să ducă România înainte. Cu mențiunea că încă în România voluntariatul nu este la un nivel normal. Asta spun. La acțiunea Let's Do It România e organizată în principal de o asociație din București. N-am știut numele acestei asociații, dar îi zice Zor de Zi. Bun. Zor de Zi, să vedem ce mai nu, dar sunt zorii unei noi epoci pentru noi când societatea civilă, care e foarte, foarte importantă, reușește să mobilizeze autoritățile publice. Nu invers. Dar se întâmplă o dată pe anul. Păi începutul niciodată nu e așa cu frecvență mare. Mai, aveți așa o doză de optimism pe care vă împărtășești doar parțial, așa, nu... O să ajungeți să o împărtășiți în totalitate, pentru că știți cum e, am ajuns într-un punct în România acum vreo câțiva ani în care era cu mai rău nu se poate. Atunci trebuie să fii optimist și să zici ba se poate și să faci cumva să... Stați că nici acum nu simțim prea bine. Da, deci nu... Păi de asta vă spun. să nu sărim dincolo de ce se întâmplă, că încă nu e cazul. Care este procentul pe care vi-l doriți la europarlamentare? Am văzut că ați declarat că vreți 35% și mulți au spus că sunteți cam prea optimist. Da, poate ziceau că am gânfat, dar nu. Ne dorim cam în jur de 35%, dacă se poate peste.
Vorbesc de organizația DEVA, pe care o conduc, sunt și vicepreședintele PNL Hunedoara, însă declarația am făcut-o în calitate de președinte la PNL DEVA și cred că e un scor realist. Depinde și ce candidat vom avea. Vezi că de aproape sunteți dumneavoastră de domnul Moloz, domnul Moloz spune 25, dumneavoastră spuneți 35. Tinerețea, optimismul tinereții... Vă dați seama că am fost de față la declarația domnului Moloz. Mă gândesc, da, noi n-am văzut imaginele. Și care a spus în felul următor, a spus că dânsul e și vicepreședinte al partidului la nivel național, că Partidul Național Liberal și-a propus un scor de 25% la nivel național, ceea ce obligă organizația județeană Hunedoara la un scor mai mare, pentru ca media, există și organizații mai slabe și media să fie de 25%. Asta e cam mai aproape de ceea ce a spus domnia sa. Uitați ce spune presa într-o analiză pe care a făcut-o vis-a-vis de PNL Hunedoara. Organizația Partidul Național Liberal din județul Hunedoara este obligată să obțină un scor peste media partidului la alegerile europarlamentare de la mijlocul anului viitor. Liderii județeni vorbesc de un scor de cel puțin 25% la scrutinul pentru europarlamentare. Pe de altă parte, în această analiză se mai menționează că veți avea sau doriți să aveți un om pe o poziție, cred, eligibilă, sper că așa, pentru că dacă va fi pe locul 30, probabil că nu, pe această listă. Cine va fi acest om? Veți fi dumneavoastră? Încă... Nu, nu cred că voi fi eu. Nu-mi doresc această poziție. Eu m-am canalizat de prin 2004 către administrația locală și nu m-am abătut de la această linie. Nu cred că ar trebui să mă abat nici acum. Nu sunt așa și cred că tot aici am mai spus odată, eu nu sunt candidat de profesie și nu mai bine. Și acolo și acolo candidăm peste tot și sunt bun la toate. Nu știu dacă m-ar interesa să merg la Bruxelles. Dar aveți un om pregătit? Adică un om și un om care să cunoască problematica europeană, pentru că aici, vedeți, în România temele europene n-au prins foarte bine, pentru că nici nu au fost aduse de politicieni în spațiul public. Și pentru că ți-e mai aproape mai eu decât cămașa și avem de atât drept de multe probleme ale noastre, încât cele europene care sunt așa mai vagi, aia când vorbesc, spun, dom'le, am rezolvat problema cu telefonia mobilă, românul zice, na. Câte ori mă duc eu străinătate ca să am nivel de român. Da, da, da. Însă e una care la nivel european e importantă, sunt multe teme și ne afectează viața de zi cu zi, dar așa mai finuț, cum vine de la un... societate mai civilizată. Însă trebuie să fim atenți, pentru că dacă nu suntem bine reprezentați la Uniunea Europeană, suntem țară de mâna a doua sau a treia acolo și țară de mâna a întâi sunt... Bananiere, cum spune un lider PNL. Nu neapărat. La asta mă refeream. Sunt țări mici care au o reprezentare puternică și sunt băgate în seamă. Polonia nu e o țară extraordinar de mare. Mai mare ca România. E mai mare ca România, dar e considerată printre primele 5 din Uniunea Europeană ca reprezentare. Pentru că vocile de acolo au fost suficient de coerente, toți la un loc, nu unii blamau România și zbierau pe la ăsta că vai, e lovitură de stat, alții spuneau nu, nu e lovitură de stat și atunci fiecare vorbea pe limba lui. Ei, când vorbeau despre țara lor, vorbeau coerent și pe o singură limbă și cu competență, pentru că au mai ajuns pe liste și persoane care n-au nimic de a face cu ceea ce înseamnă un pic de politică așa îmbinată cu diplomație, pentru că trebuie o doză însemnată de diplomație acolo. Nu e așa simplu numai... Și știți de ce? Pentru că nu ține cu populisme. Nu merge că dăm aici, ieftinim apa și toată lumea e în genunchi. Mai ține chestia asta 3 săptămâni, s-au gătat alegerile și zice, a, păi nu mai ieftinim apa, că nu... Ne-am răzgândit. Nu-i cazul. Deci nu, nu, acolo nu ține chestia asta. Și aveți un astfel de om? Păi avem, nu știu acum care va fi alegerea, însă eu văd cel puțin 2. Avem 2 parlamentari care chiar își fac treaba. E vorba de deputatul Bogdan Țâmpău și de doamna deputat Carmen Hărău. Oricare dintre ei ar fi potrivit pentru ceea ce înseamnă o reprezentare la nivel european. Și Europa. Are PNL Hunedoara forța la momentul acesta să negocieze un loc în față pe această listă? Prima dată trebuie să avem o discuție internă și să vedem cât de mult ne dorim acest loc eligibil.
dacă pleacă unul dintre ei, dacă unul dintre ei va fi cel ales, dacă pleacă unul dintre ei, rămâne un gol aici, în reprezentare, la nivel de Deva, la nivel de Hunedoara, ambii, unul e deputat de Deva, celălalt deputat, sau cealaltă doamna, e deputat de Hunedoara. Trebuie să facem o analiză interne. Da, e complicat. Deși înțeleg că aveți patru parlamentari pentru un partid care a condus județul mulți ani, nu e foarte mult. Nu, dar nu e nici puțin. Sigur, nu e foarte mult. PNL trebuie să găsească în scurt timp candidați pentru alegeri locale din 2016, mai ales în mediul urban. În mod paradoxal, cele mai puternice filiale ale PNL se află în mediul rural. Cum comentați asta? În mod paradoxal, cele mai slabe filiale PNL se află în Valea Jiului. Asta e un comentariu. Și spun în mod paradoxal, pentru că cei care au făcut mult pentru mineritul din Valea Jiului au fost liberali. S-a rămas așa o gândire. Gândiți-vă cum a mers compania, cât a fost condusă de Surulescu, a fost ministru Vosganian, au crescut salariile atunci dintr-o singură dată cu 14,7%, lucru care nu prea s-a mai întâmplat. Dar vedeți că nici domnul Surulescu nu se mai află în prima linie liderilor PNL de multă vreme. Dânsul a fost liderul CNH-ului. Știu, da. Nu și-a dorit o implicare politică extraordinară, a fost și dezamăgit. PNL. Da, dar a fost și dezamăgit puțin de rezultatul pe care l-a obținut după ce a condus vreo 3 ani și ceva CNH-ul la alegerile parlamentare. Un rezultat dezamăgitor în primul rând pentru domnia sa și cred că nu i-a fost apreciată munca ce s-a băgat în seamă mai mult. Vă aduc aminte că atunci campania electorală a debutat cu un accident la mina Petrila. Da, cred că și acolo i s-a tras, domnule Sălescu. În rest, e o problemă. N-am găsit încă candidatul potrivit la orașele din Valea Jiului. Haideți să lăsăm Valea Jiului mai pe final, ca să rămânem totuși la analiza din presă. Nu este exclus ca un edil șef în funcție să aleagă să candideze în 2016 din partea PNL pentru postul de primar al uneia dintre localitățile Văii Jiului. Da. Acum, pe domnul Mărginean l-am tranșat la începutul emisiunii. Deci e clar că va fi candidatul noastră. E posibil cu peste 80%, cu toată simpatia, cu peste 80% șanse. Nu știu, e posibil. Vă asigur că nu va fi domnul Păducel. Am înțeles că cu domnul Păducel n-aveți o relație deosebită. Nici domnul Avram. Nu, ne-a tras... Păi, ne-a tras apă și nu... Adică noi lucrăm pe cuvânt, așa, nu? Nu puteți digera, nu? Păi nu, că a fost de mai multe ori. A fost de mai multe ori. Și scuze, zice ne-a spus cu candidatura, după aceea a fost cu deponeul ecologic, ați văzut că acum vrea, zice, domne, e o problemă. Știți, apropo de deponeul ecologic și... Ce o să plătească mult locuitorii din Petrila. Da, păi asta v-am spus noi atunci, dar n-ați vrut. Zice, acum facem incinerator cu privatul. Legat de... cumva de politică și de problema aceasta cu deponeu. Eu cred că și în politica PNL-ului în Valea Jiului și nu numai, și în problema deponeului a existat o sincopă mare și e undeva un material în această documentare care se vorbește despre o sincopă de comunicare. Poate în problema deponeului, dacă Consiliul Județean sau PNL-ul sau oricine altcineva ar fi făcut o campanie foarte bună de informare. Eu cred că altfel ar fi stat aveți votul dreptate. În Consiliul Local. S-au întâmplat atunci două lucruri. Unu, ne-am lăsat pe mâna consultantului și doi... Care că am dormit în păpușoi. Păi ei trebuiau să-și facă treaba, că ei și au bani pentru chestia asta. Și doi, ne-am mai bazat pe ceva pe care n-ar fi trebuit. Pe cuvântul unora din Petrila. Adică, până cu vreo 20 de minute înainte de ședința de Consiliul Local, deponeul era aprobat. Numai în ședință s-au trezit doar liberalii votând pentru. Până înainte, și Partidul Conservator și PDL-ul au spus, numai domnul Jurca spunea, nu, domne, noi nu suntem de acord că cetățenii Petrilo să moară necați în... Cred că acolo colegii noastre de la USL ar trebui... Nu eram în USL în Petrila, dacă vă aduceți aminte, am candidat pe liste separate și a fost, aceasta a fost o răzbunare politică a PSD-ului din Petrila, care ei au crezut că e împotriva PNL-ului.
părerea mea personală, chiar dacă eu sunt a fost, nu, a tuturor tuturor cetățenilor din Valea Jiului, pentru că toți vor plăti mai scump gunoiul dus până în centrul județului. Sigur. Nu doar cei din Petrila. Și asta este un exemplu de rău practică, de așa nu, în politică. Da. Când din cauza unor orgolii personale a două persoane, domnul Jurcă și domnul Bobar, au luat o decizie, s-au dus și au mai adus și câțiva angajați de prin primărie, șef de servicii de pe la Iluminat, care spunea, domne, o să mă umor dacă se face aici deponeu și din ăștia îmi trag, că nu e eficient, că zice, vai, ce o să se întâmple cu turismul, cu ăsta. Și acum vin și tot ăia spun, domne, să vin, facem cu privatul, facem cu privatul. Aici, ba nu vine, vor să aducă un privat. Dacă ați văzut în ziar, care vine, face o investiție de 4 milioane de euro din banii lui, pe care, bineînțeles, că trebuie să-i recupereze. Noi aduceam bani europeni care nu trebuiau să fie recuperați. De-aia n-a fost bine. Bun, dar sunteți de acord că a fost o eroare de comunicare politică atât între actorii politici? Când vă spun că cu 20 de minute, nu eram în Petrila, eram la Deva. Și președintele Moloț la fel, dar cu 20 de minute înainte de ședință, el era, nu, era aprobat. Totul. Bun, dar există mai multe runde care s-a discutat problema aceasta. Și cealaltă parte ce vreau să vă spun, nu, este că am și amânat discuția până după campania electorală, ca să nu fie o temă de campanie și să nu fie dezbătută cu patimă politică. A spus, domne, nu mai discutăm, așa cum cred că știți, vreo 3-4 luni de zile înainte de campanie, n-am mai discutat despre deponeu și am spus, domne, o să vorbim după campania electorală ca măcar să nu mai implicăm și factorul politică și așa erau destui implicați în chestia asta. Da. Și atunci, după, la fel, ne-au tras-o. Asta este, așa au crezut ei că e mai bine, o să vedem ce o să spună cetățenii, că de fapt ce e între mine și domnul Jurcă e mai puțin important, care a câștigat, care a pierdut, să considerăm că eu am pierdut în bătălia politică cu domnul Jurcă, dar o să vedem cum o să aprecieze cetățenii. La urmă, știți că e cine râde la urmă și alegerile sunt din 4 în 4 ani și atunci trebuie să dai socoteală în fața oamenilor. Să joc pe avocatul diavolului, aș spune că domnul Jurcă așa că a câștigat un război cu dumneavoastră și a făcut o intrare bună în politică, pentru că... Dacă așa se face intrarea în politică, eu îmi doresc să ies cât mai repede, da, că și-a făcut-o cu o minciună. Da, dacă e ca să aveți o circunstanță atenuantă, să știți că domnul Jurcă n-a exploatat această victorie în niciun fel, nu s-a prevalat de ea, cel puțin în spațiul public, eu n-am auzit și urmăresc cu destul de mult. Eu abia aștept să-și asume meritul ca Valea Jiului să nu aibă deponeu. Nu va face, vedeți. Deci, oare e rușine cu ce a făcut? Oricum, la Petrila există o altă cultură comunicațională, așa că nu are rost să vă faceți prea mari probleme. Eu sunt împăcat că am încercat să facem ceea ce am considerat că e mai bine, iar că acum, inclusiv actorii politici din Petrila îmi dau dreptate, e o confirmare că am gândit tardiv, bine. Da. E puțin tardiv, da. Dar asta e. Mai bine mai târziu decât niciodată. Eu v-am spus, când ajungi consilier local sau consilier județean, nu trebuie să crezi că ai ajuns pentru tine ca să rezolvi vreo 2-3 șuste și după aceea ești liniștit. Trebuie să înțelegi că ai și o responsabilitate din partea cetățenilor. Dar cum se digeră acest lucru sau cum se vede acest lucru din conducerea județeană a partidului, faptul că nu aveți niciun primar în Valea Jiului? Și că la momentul acesta, sigur, sau, nu știu, exceptându-l sau incluzându-l pe domnul Avram în ecuație, domnul Costel Avram, care este coordonator pe organizațiile din Valea Jiului, din ce înțeleg eu, nici nu se văd mari potențiali primari de la PNL. Se vede ca o nerealizare faptul că încă nu am reușit să găsim oameni care să aibă pe de o parte gândire și idei liberale și pe de cealaltă parte profilul care să fie agreat în Valea Jiului, care aici ca mentalitate e un pic mai aparte, profilul unui primar. Deci aveți o lipsă. Da, n-am ascuns-o niciodată și ar fi și greu să o ascundem pentru că se vede. Revenind la analiza colegilor din presă, domnul Păducel nu, dar alți primari în funcție la momentul ăsta? Cam vreo 2 ar putea, alții nu. Vreo 2. Spre exemplu,
Eu, personal, nu-l văd niciodată pe domnul Răzmeriță la liberal. Da, pe domnul Buhăiescu. Nu știu, dar am dat un exemplu pe cine nu văd. Dânsul e la PSD din convingere, nu e că acolo a fost cald când a fost dânsul ales și că se... Nu, dânsul e acolo chiar din convingere. Eu de asta eu îi respect foarte mult pe adversarii noștri politici, pe cei care au rămas acolo unde și care își susțin cu tărie doctrina partidului, gândurile lor. Vă prinde 2014 la guvernare, nu? Partidul Național Liberal. Eu socotesc că ne prinde și 2016, cel puțin din punctul nostru de vedere. Păi... Că ne-am asumat un program de guvernare, ne-am asumat niște promisiuni ca să le ducem la îndeplinire. Eu nu prea sunt dintre cei care fug așa și consider că e, dacă e la dumneavoastră. Consider din punctul nostru de vedere că din punctul altora de vedere vor vorbi ei. Din punctul nostru de vedere, nu cred că ar trebui să ieșim de la guvernare, ci trebuie să stăm acolo cu bune, cu rele, cum o fi. Trebuie să încercăm din toate puterile să îndeplinim promisiunile pe care le-am făcut și nu le poți îndeplini ieșind de la guvernare și îi lăsăm pe alții acolo, cum a fost doamna ministru Grapini, care a venit până în județul Hunedoara, și aici nu e o critică la adresa USL-ului sau așa, dar nu pot să nu taxez lucruri care nu sunt în regulă. A venit până în județul Hunedoara ca să ne spună că aici trebuie să facă pârtile cei care le-au început. Păi e ministrul turismului, nu poți să spui așa ceva. Acum, eu știu că doamna Udrea nu vă e simpatică. Nu mi-e, dar pentru că și am criticat anumite aspecte și la doamna Riții, însă i-am recunoscut tot timpul meritul de a aduce finanțarea pentru Parâng și... A fost, da, vreau să spun că doamna Udrea a făcut o singură chestiune care n-a făcut-o nimeni până la momentul acela, a adus niște bani în Valajului și nu puțin. Nu. Și meritele trebuie să le recunoaștem acolo unde, unde ele există și le-am recunoscut tot timpul și greșelile trebuie să le taxăm. A fost o, eu îi spun, nesimțire ce a făcut doamna Grapini, e de nedescris. Dur, dur termen. Da, pentru că nu poți să-i aduci pe cabanierii din straja să vii să le spui că la ei e un deluș și că zice, dom'le, voi ați văzut pârtile din Austria. Da, păi, dar eu întreb pe doamna Grapini dacă dânsa le-a văzut acum 70 de ani. Așa arătau și acum 70 de ani și cele din Austria și așa arată acum. Numai nu cu miniștrii ca și dânsa. Da, dar vedeți că premierul sau... Na, aveți vicepremier, nu aveți vicepremier. De la... Noi avem pe domnul Chițoiu. Pe domnul Chițoiu. Domnul Chițoiu de ce nu s-a dus o tragă de urechi? Păi n-a fost pe aici. Pe domnul. Eu sunt mai vulcanic așa, domnul președinte Moloț e un tip calm, a stat, a înghițit, l-a mai tras de mână pe câte unul, a zis lăsați-o, dai, că e musafiră la noi. Eu aș fi procedat un pic, mai diferit. Nu, aici, când a fost la Consiliul Județean. Închipuiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă venea la Petroșani, dacă mai avea tupeu să vină și până aici să... procedeze în felul ăsta. Și la cei care au lucrat acolo, să le spună, zice, să vă dea banii ăia la care... Da, că acolo e o problemă cu banii, da, cunoaște. Bun. Păi nu, dar e ca și cum mai spune, zice, că eu dau banii la aia care mi-au cotizat mie. Și nu se poate, deci... Păi doamna Grapini e om de afaceri, adică femeie de afaceri. Eu cred că e om de altfel de afaceri. Nu da, de... acum nu... Din astea. Da, haideți să ne cramponăm. Bun, revenind la guvernare, totuși schimbul de replici dintre cei doi copreședinți e tot mai acid. Înainte să vin la emisiune, am văzut o declarație a domnului Antonescu vis-a-vis de niște gesturi ale domnului Ponta, care sigur nu sunt cele nu mai... Nu doar al lui domnul Ponta. Cele mai corecte din ambele lume. Ambele gesturi și al lui domnul Ponta și al lui domnul Băsescu le-a taxat. Dar, până la urmă, veți reuși să coabitați, știți că e un termen la mod acum? Faptul că spui adevărul sau că spui ceea ce gândești despre un partener înseamnă mai mult decât respect. A nu-l respecta înseamnă să nu-i spui și da, să lucrezi pe sub masă. Dați-mi voie să vă spun ce s-a întâmplat. Dacă discutăm despre independența justiției, demiterea sau încetarea mandatului unui procuror nu este obiectul preocupărilor nici a președintelui și nici a primului ministru. Din punctul meu de vedere, chiar dacă știa despre ce s-a întâmplat acolo, știa așa, pe surse, neoficial, nu? Primul ministru, care nu are nicio implicare în chestia asta, trebuia să spună, nu știu, e problema procurorului general. Da. Iar președintele,
care vorbește și dacă vă aduceți aminte că a trimis-o pe Elena Udrea cu un bilețel roșu să zică că ăsta e al lui Tăricianu despre Patriciu, dar acum când dă telefon la procurorul general ca să-i spună nu e bine că îl demiți pe ăla, asta este mângâierea justiției, o drăgălășenie la adresa justiției sau o ingerință majoră în justiție. Eu un lucru vreau să-l relefez. Justiția nu înseamnă un judecător. Nu înseamnă un procuror. Justiția nu înseamnă deloc niciun procuror. Din ce cauză? Pentru că justiția înseamnă magistrați, care sunt cei care judecă. Ceilalți sunt apărători, adică avocații și acuzatori, care sunt egali, adică procurorii, da? Și avocații. Procurorii n-ar trebui să fie socotiți magistrați, pentru că atunci înseamnă că un magistrat acuză și unul care are un rang inferior, adică avocatul apără, ceea ce nu îți dă egalitate. Da, aici e o problemă a sistemului. Și a treia la mână, acuzatorii, adică procuratura, nu înseamnă un procuror. Când a spus, dom'le, numai Papici e bun acolo, înseamnă că de ceilalți 999, ca dacă ar fi 1000, de ceilalți 999 și-a bătut joc, pentru că a zis, băi, voi niciunul nu mai e bun acolo, ci doar ăsta, dacă l-am dat pe ăsta afară, s-a prăbușit tot ce înseamnă DNA-ul, DICOT-ul, procuratura. Nu, dom'le, dacă acționează cu bună credință, oricare procuror care ia locul trebuie să ducă mai departe acel dosar. Nu poți să spui, nu, dacă nu mai e ăsta, nu mai funcționează în alt parchet. Știți că sunt dosare grele acolo. Nu există, da, e greu. De ce? Că sunt implicate persoane grele. Nu pentru că ce e acolo pe masă e mai greu și un alt procuror, vezi, doamne, n-are pregătirea, numai ăla care răspunde la telefon. Nu. Eu mă cer cu domnul Antonescu, dar nu m-am privat. În public, nu. Acum știți cum e... Nu înseamnă că nu e solidar când îi arăți unele greșeli pe care le-a făcut și a căzut așa un pic mai într-un cont de umbră declarația domnului Iliescu. Da. Despre gestul domnului Ponta. Păi, nu vă supărați, dar când e o eroare de, știu eu, de comunicare, trebuie să spui, dom'le, nu e bine asta. Din cauza că suntem de aceeași parte a baricadei, ascundem, toată lumea vede că nu e bine, dar eu spun, nu, e bine, dragă, pentru că ești cu mine. Nu. Problema este că aceste erori și nici invers. Aceste erori de comunicare, aceste blocaje de comunicare, aceste înțepături deja și cred că într-o zi se vor lua și la palme, sunt deja destul de dese. Suntem prea civilizați ca să... Sunt deja destul de dese și eu cred că acest lucru nu face ca USL-ul să se simtă foarte bine. Acum, sigur, dumneavoastră nu puteți să spuneți că e așa. Păi nu pot. Și din potrivă vă spun că sunt normale divergențele de opinii. Guvernarea în coaliție e grea, știți? Toate guvernările sunt grele. Nici când ești singur nu e... E, atunci am mai discuți în birou închis și nu e... Eu vreau să vă fac o comparație cu o altă coaliție în care n-au ieșit atât de mult la suprafață divergențele, dar în care ceea ce am pierdut a fost imens. În guvernarea trecută, PD-ul cu NPR-ul și cu UDMR-ul. Apărea o temă publică, venea Boc cu o lege, totul mergea bine, cu o săptămână înainte UDMR-ul anunța, zice, dom'le, noi nu votăm legea asta. Aoleu, Boc se dădea de ceasul morții, făcea o ședință a coaliției, se duceau acolo, ieșau UDMR-ul și spunea, dom'le, ne-au convins, zice, e în interesul cetățeanului, votăm și noi asta. Mergeau în Parlament, votau asta, peste 3 zile, mai apărea un ministru de la UDMR, mai apărea un secretar de stat de la UDMR și vreo 3 directori în județ de la UDMR. Asta era bine? O lăsăm așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la vă mulțumesc și eu pentru prima invitația. Emisiune din acest sezon. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit în această seară și vă aștept vinerea viitoare de la 20:30. O seară bună! Thank you.